Bună seara tuturor, vai câtă lume! Salutare! Bună seara! Salutare încă o dată, bine v-am găsit, dragilor, și mulțumim mult că ați acceptat invitația noastră. Știu că a fost un pic de nepusă masă și apreciez foarte mult că ne-ați răspuns din scurt și v-ați făcut timp pentru noi astăzi, unde o să discutăm un pic cu voi, preț de vreo oră și un pic, despre Inter și pur despre ce înseamnă să fie angajat pe perioada facultății sau în timpul facultății și, de ce nu, joburi sezoniere, pentru că în industrie se practică joburile de 3 luni de zile în testare. Dar înainte de toate, vreau să vă rog pe fiecare dintre voi să vă prezentați în câteva cuvinte și ce ar fi interesant pentru noi să știm și cei care ne ascultă este ce facultate urmați acum? Și bineînțeles în ce an sau în ce etapă sunteți și de asemenea dacă lucrați sau dacă nu lucrați. Andrei Petru? Andrei sau Petru, ca să fie mai simplu? Andrei. Bun. Andrei, am zis că să fie mai simplu. Mai avem un Andrei? Nu. No. Hai că o să fie simplu cu doi Andrei. Începem cu tine, te rog. Ok. Sunt student în anul întâi la master. Îl termin imediat, sper. La dezvoltare de jocuri, la automatică și calculatoare, la Poli, la Timișoara. Și în același timp și lucrez full-time. Full-time, ba? Bine de știut. Teo? Eu am absolvit facultatea recent. Avem citări. Mulțumesc. Recent însemnând acum sau am trecut? Acum 2 ani. Close. Pandemia a făcut să treacă mai repede. Yes. Da. Am terminat Computer Games Design Development în Anglia și am venit în România să mă angajez în industrie. Și acum lucrez. Acum 2 ani? Da, chiar da. Ok, bun. Și lucrez full-time în industrie. Acum lucrez sau? Da. În industrie sau conex? În industrie, în testare. Ok, testare. Bun. Bine, Teo, mersi mult. Ana? Aș prefera Cati, dacă se poate. Eu sunt student în anul 2 la sociologie în București și lucrez full-time în testare. Ok, nice. Cumva la aceeași companie, Teo, unde ești? Eu sunt la Ubisoft. Ubisoft. Și eu sunt la EA. Cati, la EA. Ok. Companii prietene, de altfel. Da. Miri? Hello. Eu sunt student în anul 3 la automatică și calculatoare. Pe lângă facultate fac și destul de mult voluntariat și în prezent sunt angajat la 4 ore până mâine și aparent sunt singurul care nu e în sfera asta de game dev, sunt cumva un mini intrus. Tocmai se întâmplă o etapă de Formula 1 pe undeva. Nicio problemă. Cer scuze. Nu trebuie neapărat să fii din gaming sau să activezi, așa că nu e nicio problemă, Miri, stai liniștit, apreciez timpul și inputul tău. Vreau astăzi să discutăm un pic despre internship-uri și aș vrea să încep cu o întrebare foarte scurtă pentru voi toți. Lipsește cineva sau? Da. Așa. Oh, damn. Suntem prea mulți. Da, acum am dat seama că noi foloseam niște layout-uri făcute de noi custom. Ar fi pe 5 persoane, că nu ne-am gândit niciodată că să avem 6. Bun, nicio problemă, o să rămâne atunci pe layout-ul ăsta, îmi pare rău, dar nu putem să-l modificăm. Deși, da, iată că merge. Să facem un tur foarte rapid de încălzire pentru toată lumea, pentru că știu că voi ați spus că sunteți angajați, parcă doi dintre voi. Ați făcut internship-uri în perioada facultății? Miri, hai să începe cu tine. Da, eu sunt într-un internship chiar acum. Okay. Și cum ziceam că sunt până mâine, chiar mâine îmi predau laptopul. Și o să încep un alt internship, al doilea internship din facultate prin august. Ok. Internship-urile n-aveau posibilitatea de angajare sau n-ai vrut tu?
Cel la care sunt acum nu avea posibilitatea de angajare. Nici pe perioada ei și poate nici după absolvire. Putem să intrăm un pic în detalii, dacă nu sunt secrete, ce anume, ce fel de poziție faci, internship-ul, eventual, unde? Hai zi-ne câți bani faci în ca să trece de suspans. Glumesc. Zi tu, Miri, legat de această Cătălin. Software development. E o poziție destul de mică, pur și simplu luam task-uri, făceam task-uri, efectiv roboțel. E o poziție la Nokia, care nu o duce foarte bine ca multe alte firme, de altfel. De când au dispărut telefoanele cu antenă, s-a dus și Nokia, nu mai a fost odată. Bun, Miri, mersi mult. Cati? Pe perioada facultății nu am mai avut vreun internship, doar pe perioada liceului am avut pe timpul verii un internship la Cărturești, pentru că am vrut să intru în lumea asta de a lucra, de a avea un job, mă simțeam foarte wow, la liceu să am un internship, dar clar nu aveam cum să continui cu un job în perioada respectivă. Ce a presupus internship-ul? Relaționam foarte mult cu clienții, vorbeam foarte mult cu ei, aranjam inventarul, dar foarte mult chestia asta de a vorbi cu clienții, de a ajuta. Nu am, aveam vârsta respectivă să stau la casă, de exemplu, să mânuiesc banii, dar mai mult pe chestia asta de a socializa. Ok, mersi. Teo? Eu nu pot spune că am avut parte de internship. Chiar dacă aș fi vrut, am căutat, dar nu am prins nicăieri. Pot spune că am avut experiență similară într-un voluntariat recent, în care s-a simulat cumva crearea unui joc, mai multor jocuri. Ok. Stai că sunt curios, poți să ne dai un pic de detalii, cum adică un voluntariat în care Play for Democracy sună interesant. Yes, e vorba de Play for Democracy. Cele două jocuri pe care am vorbit în episodul trecut. Play for Democracy. Jocuri pe care o să le vedem într-un viitor episod, pentru că o să avem echipa de la Play for Democracy. Cum v-am zis deja, v-am zis că o să avem poate chiar pe toți prezenți într-un podcast și o să vorbim despre proiect. Deja suntem doi dintre noi aici, deja. O să fie, da, o să fie cu toată echipa când vorbim despre cele două jocuri și probabil treaba asta se va întâmpla prin luna iulie. Dar aș fi vrut eu să întreb, Teo, că ai căutat internship-ul și n-ai găsit. Care a fost experiența ta? Ce a însemnat ai căutat și ce, nu știu, de ce consideri că n-ai găsit? Pe ce-i da vina, ca să zic așa? Poate pe lipsa sincronizării, poate pe lipsa informațiilor destule în zona asta de internship. Cumva eu în cadrul facultății am luat un an de pauză din Anglia și m-am întors în România să-mi caut un internship, să caut ceva de unde să pornesc. Și poate a fost și chestia exact cum ai spus la început, în intro, că internship-urile de obicei pornesc prin ianuarie, februarie, în mai deja e setată pe grupul de oameni. Eu am început undeva prin martie să caut. Am găsit niște internship-uri deschise, dar mi se pare că n-am prins, adică n-am, nu știu ce mi-a lipsit, să fiu sincer. Poate timing-ul, poate experiența, poate, nu știu exact. Însă am prins, mi-aduc aminte, erau cam 3 internship-uri la momentul respectiv la EA. Și asta a fost experiența mea, n-am reușit să prind printre ele. Da. Ok. Mersi mult, Teo. Hai să vedem, Andrei. Eu am lucrat într-un internship care apoi a evoluat în jobul actual, încă din anul 2 de facultate. Inițial eram cumva reticent la ideea de internship sau de job în timpul facultății, pentru că toată lumea spunea că dacă lucrezi în timpul facultății nu poți să dai randament în ambele părți. Și asta e un adevăr la mijloc, pentru că în momentul în care încerci să te focusezi pe una din cele două, începi să neglijezi partea cealaltă. Dar se poate. Și oricum, în momentul respectiv, a fost foarte util pentru mine, pentru că
echivala și practica de vară de care aveam nevoie la facultate. Puteai să o, da, puteai să o echivalezi, exact. Și din ce an ai făcut, în ce an ai fost când, în ce an erai când a avut loc internship-ul, când ai intrat în el? În anul 2 la facultate, mă rog, la mine erau doar 3 ani de ieșit la poli. În anul 2 de facultate am început internship-ul, care până la urmă ai volat și un job. Pentru, mersi mult de tot, Andrei. Pentru toată lumea este musai, toți la facultate, ați avut obligatorii perioade de practică? Că erau și pe vremea noastră, presupun că da. Bun. Iar perioada de practică, voi când știați că are loc, v-ați aștepta vreodată să fie plătită? Katia, să începe cu tine. Unele mă așteptam să fie, adică dacă era necesară o muncă mult mai mare, adică dacă stăteam, să zic, 6 ore pe zi să lucrez pentru practica respectivă, m-aș fi așteptat ceva acolo să primesc, dar cel puțin la mine la facultate, din câte am auzit și de la colegii mei, majoritatea dintre ele nu au fost plătite. Ok. Dar pe internship-uri, bănesc că toată lumea a fost plătită. Da. Cine a prins internship? Miri, ai fost plătit? Acum, mâine, zau mâine băieții să-și la salariu sau... Da? S-au promis? Da, da. Bun. Da. Andrei, la fel, când ai avut internship-ul în anul 2? Da. Da. Plătit. Ok. Iar tu, Teo, când ai căutat, ai fi refuzat un internship dacă era, ți-l oferea cineva și era neplătit? Probabil că nu, la momentul respectiv, pentru că cel mai important mi s-a părut să capăt experiență, nu neapărat bani. Neapărat bani, da. Vreau să aud că în ultima vreme majoritatea internship-urilor sunt plătite. E îmbucurător. Dar asta a fost cumva experiența voastră când căutați că multe dintre ele erau plătite sau pur și simplu v-ați ales voi alea care erau plătite și atunci ni se pare nouă că lucrurile stau mult mai bine? Cum a fost? Cati, cum a fost la tine? Cred că le-am căutat eu pe alea plătite, sincer. Adică dacă spuneam că totuși îmi ocup timpul cu ceva care mă și interesează și aș vrea poate... capăci experiențe și să intru în domeniul ăsta mai mult, ziceam că n-ar strica totuși să fie și plătit acum dacă tot fac munca asta. Ok. Miri, la tine? Cred că tot așa căutam și eu. Bine, eu n-am căutat niciodată practică per se, eu mereu căutam internship-uri. Deci nu prea m-am lovit de partea asta de e plătit, nu-i plătit, că internship-urile cam sunt toate plătite. Dar din ce am auzit, practica poți să găsești plătită, poți să găsești neplătită. Depinde cumva și de companie și de vremuri. Ok. Da. Teo? Eu n-am avut parte. Scuze, da, tu n-ai avut parte de internship, dar când căutai, ai observat că sunt mai mult plătite sau ai întâlnit și de alea care nu erau plătite? Din alea care nu sunt plătite. La momentul respectiv, acum 4 ani, cred, din ce mi-aduc aminte, mare parte erau neplătite. 4-5 ani. Ok. Interesant. Andrei? La mine a fost interesant că n-am căutat eu internship-ul cât m-a găsit el pe mine. Ba? În cea mai bună poveste. în ideea că am primit recomandare pe locul respectiv și aveam posibilitatea să acces sau nu. Și am zis că e prima dată am fost foarte frustrat, foarte speriat, eram ceva gen. Acum deja, dar până la urmă am dat înainte și e una din deciziile probabil cel mai bune pe care le-am făcut până acum. Și încă sunt foarte recunoscător pentru posibilitatea asta. De internship. Da. Eu un lucru pe care simt că din păcate puțin lumea îl apreciază și anume internship-ul. Și ce sursă valoroasă de informații poate să fie, mod deosebit de informații.
nu în al doilea rând de bani. Dar legat de internship, vreau să fac o scurtă istorie, dacă vreți, pentru că treaba să cu internship-ul plătit sau neplătit e o chestie relativ nouă în România, pentru că tradițional internship-urile erau neplătite ani de zile, până prin 2018, când a apărut legea 176, legea internship-ului, care reglementa, nu mai țin dacă 2018 sau 2019, reglementa că trebuie să fie plătit. Era obligatoriu, practic. Dacă cineva vă propune un internship și este neplătit, nu este legal, deci nu e o chestie de ne înțelegem noi, e reglementat prin lege internship-ul în România și este reglementat inclusiv la nivel de câți bani câștigi ca un internship. Iar până pe 30 a acestei luni, da, deci încă vreo 11 zile, cine este într-un program de internship este plătit cu minim 1500 de lei pe lună, 1000, să scuzi și exact. Da, 1500 de lei este la ora actuală. De la 1 iulie se schimbă, va crește salariul, felicitări Miri, pentru jobul din august, să-ți crească salariul, pentru că legea internship-ului spune că ești obligatoriu să plătești minim 50% din salariu minim pe economie. Și cred că aș menționa cineva în comentarii, aș fi vrut să-l pun pe ecran, dar nu-l găsesc. Așadar, toată lumea pleacă de la aceste salarii. Este 1500 până la 1 iulie, de la 1 iulie va fi 1875. Deci o creștere semnificativă, 300 de lei, e o creștere semnificativă, însă multe companii oferă mult mai mulți bani. Mulțumesc, Katia, că mi-ai apăsat pe butoane, pisica mea se plimbă pe ecran, pe birou, pardon. De ce oferă firmele mai mult? Pentru că multe preferă să nu-și bată capul cu legea internship-ului. Pentru că presupune mult mai multe chestii, mult mai multă hărțogăraie legea internship-ului și sunt multe companii, în mod deosebit companiile mari, care preferă să te angajeze direct. Motiv pentru care e posibil ca să auziți de la anumite persoane că au salarii mult mai mari decât poate cât ați primit voi pe internship. Pentru că salariul minim în România, în clipa de față, este undeva la 2200 de lei, față de 1500 pe internship și undeva va deveni, cred că undeva 2600 de lei de la 1 iulie. Mă refer net, da? 3300 brut, 3700 brut de la 1 iulie. Deci cam asta este povestea cu internship-urile. Erau început să fie recent plătite, acum 5-6 ani dacă se merge fix pe legea internship-ului, unde studentul trebuie să facă dovada că este student activ și este destul de multă birocrație, dacă firmele își bat capul să vă angajeze pe internship, care e reglementat, nu este, intră în aceeași procedură juridică ca un angajat prin contract de muncă, alte companii preferă să zică hai să te angajezi direct, că mi-e mai simplu, mai stau să-mi bat capul, nu mai trebuie să te alegi pe la secretariat să iei hârtii și te încadrează pe un alt salariu. Deci, nu vă supărați pe firmele care vă oferă bani conform legii internship-ului sau pentru că atât își permit, dar într-un cadru legal. Dacă ați văzut la alți colegi că poate au câștigat mai mulți bani, iarăși vă spuneam eu 1500-1875 sunt sumele minime, bineînțeles că na, firma poate să vă ofere mult mai mult. Dar avem doi testări printre noi care probabil nu au voie să zică și nu trebuie să zică nimic decât să dea din cap într-o direcție sau alta în funcție de cum că salariile de internship nu sunt foarte diferite de salariile de tester pentru că testerul în industria de jocuri video este un entry job, un entry level job, așadar salariile de obicei puneți de la undeva de la nivelul de salariu minim pe economie și cresc în timp în funcție de diferiți factori. Am terminat paranteza cu legea internship-ului, cu salariile vreau să vă întreb pe voi, unde ați căutat voi internship-uri sau joburi? Ați căutat joburi dacă ați căutat? Alții nu sunt așa norocuși ca Andrei,
Miri, cum ai dat tu de internship-urile tale? De primul, cumva, a fost o recomandare și pentru mine, numai că căutam activ un internship și vorbeam în stânga, în dreapta, cu mai multe persoane că voiam să mă angajez. Și la un moment dat am vorbit cu o colegă și mi-a spus, păi hai că-ți face vorul meu recomandare că lucrează la Nokia. Și în seara aia ne-am dus, am vorbit, mi-a explicat cum merge viața acolo, cum e jobul, cum sunt echipele în general. I-am zis să îmi dea un timp să mă gândesc și peste vreo, cred că două săptămâni, m-am dus la el, i-am spus că aș vrea să mă angajez la Nokia și mi-a făcut o recomandare. Am trecut, evident, prin tot procesul de selecție, de testare și na, cam așa am dat de primul job. Mm-hmm. Cel din august de acum a venit, acesta m-a găsit cumva mai mult, mai ușor, fără să caut eu activ un alt loc. Pentru că sunt cumva într-un network de ăsta de oameni care prin activitățile noastre de voluntariat, evident că întâlnești foarte mulți oameni și te apropii foarte mult de unii dintre ei. Și într-un grup de prieteni, cineva a aflat de un job, l-a dat mai departe, a văzut ăsta anunțul. Mm. L-a dat mai departe și așa am deci prin grupuri de colegi, ca să zic așa. Da. Te-a fost mai ușor. L-ai încercat pe nu știu, site-uri sau să scrii direct companiilor? Am încercat, da, și să scriu direct companiilor, dar asta e mult mai greu. Și prin platforma de practică de la facultate, asta a fost mai ușor și trebuia să intru la un moment dat la un interviu și am uitat. Dar e ok că era fix în perioada asta de celălalt job. Na. Cumva ai foarte multe platforme prin care poți să-ți găsești joburi în situația actuală. Poți ori prin grupuri de colegi, care cumva e cel mai effective mod, pentru că majoritatea joburilor din perioada asta se dau prin referral și prin auzite și așa. Dar ai și alte căi. Ai multe job offer-uri, ai multe proiecte care te pun în... Când spui multe, unde sunt? Unde le ai, ca să zic așa? La vizier, pe mail, pe LinkedIn, pe unde... Îmi place să spui că sunt multe și că ai multe, dar din poveștile pe care le mai aud eu prin comunitate, mulți se plâng că nu găsesc. Chiar și Robert în rubrica de știri ne spunea că nu prea le-a găsit. La noi la facultate sunt două job offer-uri pe an, e unul pe semestru, cumva unul fix la început. Și unul prin februarie. Te referi la un fel de târg de joburi. Da. Okay. Da, mi-era clar ce înseamnă job offer. Da, târgurile de joburi în cadrul facultății sunt opțiune. Ați încercat și la familie și alinierii? Nu știu, ai încercat LinkedIn, jobs, best jobs? Doar LinkedIn. Ok. Și? Mi se pare că e mult mai reliable LinkedIn-ul decât e-jobs. Interesant. Sau alte platforme. Ok. Mersi mult, Miri. Că aș vrea să întrebi pe Teo, cum a fost că menționai că nu ai găsit când ai căutat acum 2 ani. Pe unde ai căutat, Teo? Poate nu era unde ai căutat-o. Care a fost procesul tău de... Ai încercat și tu la fel, LinkedIn, make jobs, best jobs sau? Best jobs, e-jobs. Atunci a fost momentul, cred că, când am pornit pe LinkedIn și am observat că cumva sunt mai multe pe e-jobs la momentul respectiv, dar urmau să apară mult mai multe pe LinkedIn. Mm-hmm.
genul cum e și acum, că majoritatea sunt pe LinkedIn. Dar mi-aduc aminte că atunci aplicasem prin eJob, Best Jobs, una din astea, nu mai țin minte exact. Și n-a fost deloc niciun fel de discuții sau pur și simplu nu s-au materializat? Au fost ceva discuții, dar nu s-au materializat? Nu găsisem... De asta spun că internship-urile alea știu că aplicasem, n-am primit răspuns, am primit răspunsul automat după ceva timp. Găsim tot ceva de testare, erau foarte încântați, căutau super mult în perioada aia și am început super repede. Dar nu a fost ce căutam eu pe oferat de creștere, a fost mai mult de job de vară. Da, în testare se poartă destul de mult joburile sezoniere, să le numim noi așa, fix pe perioada verii, 2-3 luni de testare. Motivul fiind simplu, se lansează foarte multe jocuri toamna, în mod deosebit companiile mari. Și atunci, în perioada de vară, în crunch time, se testează masiv jocurile. Cati, cum a fost pentru tine? Unde le-ai găsit? Unde a apărut? Pe LinkedIn. Pe LinkedIn? Da, cam acum un an îmi propusesem să mă angajez și voiam neapărat să lucrez în testing. Și am încercat la EA prima dată. Am fost respinsă și apoi am încercat la alte companii și la Ubisoft, de exemplu, dar acolo a fost răspuns automat. Cum adică automat? La 2 dimineața m-am trezit cu un bot care mi-a zis nu. Cam atâta s-a putut. Era un angajat foarte... Da, sunt sigură. S-a trezit în timpul nopții și a zis, am uitat să-i răspuns. Acum lăsăm lumea la o parte. Pentru că am lucrat foarte mulți ani în Ubisoft. Și că se întâmplă cazurile astea, mai ales pe joburile de care cea și Teo de vară. Îmi iau aminte de o zi la Ubisoft, unde cred că s-au închis vreo 700 de contracte în aceea zi. Deci a fost o chestie... Wow. N-am văzut în viața mea așa ceva. Pentru că nu 700, exagerez eu, nu au fost chiar 700, dar erau undeva la 100 și... Să închizi 100 și ceva de contracte într-o zi. Multe firme fac cifra asta în 3 ani. A fost un adevărat coșmar pentru companie, pentru departamentul de HR, în mod desigur, pentru companie. Că știți și voi, că trebuie exact ce spunea și Mirte, să lași laptopul, trebuie să vă predai totul, trebuie să semnezi hârtiile, trebuie să ții toată birocrația. Așa că și știu că s-au stat fetele până 2-3-4 colegele din zona de HR, așa că e posibil să mai fie și astfel de oameni, mai rede, mai plin. Dar... Probabil și eu, supărată că nu mi s-a răspuns, bineînțeles, m-am gândit că e automat. Colegele din industrie care au astfel de momente, la 2-3 noapte, sigur, sunt boți, adică nu, n-ai ce să mai fie, ești rupt de oboseală, de greu seama. Să mai fie, da. Bun, interesant, ai încercat și în alte zone sau? Nu, doar pe LinkedIn, sincer, și am avut noroc a doua oară când am aplicat că am avut și o recomandare, că altfel nu știu ce s-ar fi întâmplat mai departe, dar pur și simplu, cred că mi-a plăcut mai mult platforma și eu înțelegeam mai bine cu ea și m-am familiarizat atât de mult încât am rămas strict pe LinkedIn. Da. Interesant că... Mergeți atât de des pe LinkedIn, recunosc că nu mă așteptam, pentru că pare o platformă intimidantă, unde cumva se adresează profesioniștilor. Știu din discuțiile pe care le-am avut cu alți studenți, că spuneau că LinkedIn nu-i de ei, sau nu încă, că nu-i de ei încă și că pentru entry level caută pe alte platforme, e interesant schimbul ăsta de experiență. Andrei, tu nu l-ai căutat, a venit la tine, dar te-ai făcut planuri, adică erai, zis, oricum tu nu erai dornic să găsești un internship, că ziceai că ți-era teamă să nu ți afecteze. Sau, da, cel puțin nu neapărat în momentul ăla, dar cumva mă leg de faptul că facultatea ne oferea foarte multe posibilități. Universitatea are o legătură foarte bună cu mediul economic la noi în Timișoara și asta înseamnă că de regulă găsești destul de ușor, dacă nu practică pe vară, poate chiar și un internship mai lung, 6 luni sau un an. Și pe lângă asta,
și Liga Studențească are o activitate foarte interesantă unde pune în legătură directă studenții cu firmele locale. Deci da. Aș putea să-i dau mai mult microfonul Lumirii pentru detalii, dar în principiu există posibilități. De la noi, de la facultate, foarte greu să nu găsești ceva. Asta e mișto. Când ai o facultate care te susține, e foarte mișto treaba asta. We have a development care se întâmplă în spatele scenei și aparent ne-a contactat unul din cei doi frați care lucrează la proiectul de la văzut în știri, Truck Parking Simulator de VR, și dorește să ne ofere o cheie pentru unul din urmăritorii acestui podcast. Super mulțumim, apreciem toată echipa, apreciez foarte mult că ne oferiți o cheie. Și propunerea mea pentru voi, pentru că mi-e foarte greu să o apreciați, să ne organizăm, este să ne lăsați acel CDK, fie vorbiți cu Robert, fie puteți să trimiteți direct pe mail, și să-l includem în premiul de astăzi. La finalul emisiunii vă reamintesc că puteți câștiga un tricou Game Dev Academy, fie cum am eu, fie cum are Cătălin. O să vedeți ce pică la loterie, pentru că nu o să vă dăm să alegeți culoarea, că nu avem atâta timp să facem parada modei. Dar răspundeți la întrebarea emisiunii în chat, în formularul din chat, câți bani te aștept să faci într-un internship. Și pe lângă tricou, iată, mulțumim încă o dată foarte mult, o să primiți un CD key împreună cu tricoul nostru. Bun, Robert, te rog eu să mă ajut cu treaba asta, să vorbesc tu cu băieții și să ne organizăm acolo. Iar la finalul emisiunii astăzi extragem câștigătorul. De asemenea, așteptăm comentariile voastre legate de experiențele voastre în internship sau joburi în industrie, dacă vreți să le împărtășiți cu noi. Iar pentru cei din chat care vor să mai dezbate și alte lucruri, văd că vor să se încingă la un League of Legends sau ceva, mă băgați pe mine, mă bag și eu la League of Legends dacă vreți, așa că dacă vă luați la discuții, vă rog să faceți un loc și pentru mine, spăsați, nu și pentru mine. Mulțumesc mult pentru discuțiile din chat. Hai să mergem un pic mai departe, scuzați că am deviat un pic. Teo, că tot comentează lumea de internetul tău, zine tu de cum te-a afectat pe tine faptul că n-ai găsit internship când te-ai căutat. Nu știu, ce a fost în mindset-ul tău? Erai frustrat? Erai supărat? Ce te-a ținut să continui? Ce te-a mânat să continui? Ca să spun povestea de la capul la coadă, las-mă acel an de pauză, voiam să caut un internship, nu găsisem. Mă angajasem ca tester, de data asta la EA. Și m-am mânat să continui dorința de a termina facultatea și de a ajunge în industrie pe partea de producție. Și am căutat peste tot toate oportunitățile pe care le-am avut să ajung acolo. Să ajung ba în Anglia, ba în România, ba printr-un internship, ba prin testare, ba cum orice variantă aș fi avut. Dar cum, scuze că mi-a furat, ba Matei, mă, cum 4500 într-un internship? Mă ține bunic, mă apucă dracii acum aici. Pe ce lume trăim, mă, oameni buni, mă? Cum să cereți 4500 într-un internship? Chiar am avut o discuție. Mai zis că ar vrea, nu că cere. El ar vrea. general să ar bine, vrea. Fie. Dacă n-ai cerut și doar ai vrut. De ce? Pentru că am avut discuția asta chiar întâmplător cu cineva care a picat la unul din internship-urile noastre de la Game Dev Academy. Cumva la fel mi s-a părut nu că doar a vrut, și mi-a și cerut. Nu chiar 4500, dar nici departe.
pentru un part-time, deci nu era un full-time internship, era un part-time internship. Și eram blocat așa un pic, ce s-a întâmplat, stai așa, că dacă facem cât ar însemna full-time, ar însemna 9.000, dacă ar fi o cerință, cum zice Matei, 9.000 de lei pentru full-time, ceea ce, hai să fim serios, chiar nu e, un salariu de junior. Și apropo de salarii de junior, pentru că am avut întrebarea asta, și care există o postare recentă pe care am făcut-o la Gendry Academy pe TikTok legat de salariile din industrie. Vreau să le reiterez un pic acum și să cer comentariile invitațiilor noștri. Poate chiar pentru cei care lucrează să ne zică dacă sunt departe de ceea ce se întâmplă prin industrie sau nu. Dar la ce să vă așteptați când mă angajați full-time în companiile de gaming din România? Și să începem cu joburile de testare, clasic, vă spuneam deja că sunt salarii de obicei mici, undeva în jur de poate 2500 de lei ca tester de jocuri video. Iar ele cresc în timp în funcție de diferite aspecte. Contează foarte mult și poziția pe care ești, senioritatea, proiectul, uneori și așa mai departe, dar 2500-3000 e pe aici se învârsta la ale de tester de jocuri video, dar nu vorbim de software tester, că acolo e altă planetă. Când intrăm în zona de game design sau în zona de artă, da, modelare 3D, artiști 2D, mă refer la junior, da, fie clar, tot ce discut e poziții de junior, salariile undeva pe la 4000, poate 5000 de lei. Sunt companii care oferă mai mulți, companii care oferă mai puțin. Un lucru care probabil puțină lume le știe în România este faptul că cele mai mari angajări în industria de jocuri video în România se fac în primăvară, în fiecare an. Motivul este dat de faptul că multe companii românești, multe, că nu sunt chiar atât de multe, dar sunt suficiente, au an fiscal care începe în aprilie, se termină în aprilie. Și atunci au evaluări ale angajaților care sunt în prima, la începutul anului, și aceste evaluări au un impact foarte mare, da? Pentru că dacă ne gândim la Ubisoft, la Electronic Arts, ne gândim la companii care au peste 5.000 de angajați din cei 7.000 cât are industria. Vă dați seama că apare un dezechilibru și automat acei oameni care fie li se închid contractele, fie doresc să plece pentru că sunt mulțumiți de salariile sau de măririle pe care le-au primit, apar poziții în industrie și e nevoie de oameni. De asemenea, multe companii din aceste internaționale au lansări masive spre finalul anului și de obicei în perioada de crunch time, dar vorbim cu 8-10 luni înainte de lansare, fac un upscaling pe angajări și pentru a acoperi perioada de vară unde avem vacanțe, iar jocul trebuie lansat. Iar de asemenea, oamenii trebuie să plece în vacanță și atunci angajezi personal uneori poate un pic extra, strict ca să poți să acoperi golurile lăsate fie de colegii care au plecat, fie de colegii care vor pleca în vacanță. Deci, ca un insight, în primăvară este o perioadă în care e bine să fiți agresivi în a vă găsi un job. De obicei este cel mai mare număr de joburi disponibil în România. Când vorbim de programatori, vorbim de acei oameni pentru care toate companiile se bat și vorbim, bineînțeles, de oamenii care sunt printre cei mai bine plătiți în industrie și aici vorbim de salarii de 5.000 în sus pentru un junior, mă refer, 5.000-6.000. Am auzit și cazuri mai multe, am auzit și cazuri mai puține, iar depinde foarte mult de mulți factori. Nu luați cifrele astea ca niște hard-coded numbers, ci ca niște referințe, niște repere, dacă vreți, pentru industrie. Variază foarte mult cât de repede și cât de grăbită este compania, spre exemplu, e dispusă să dea mai mult, doar hai vin odată că trebuie să încep de mâine. Cât de multă bătaie este, dacă e o creștere explozivă a industriei, cum a fost în pandemie, de toată lumea angajat, orice ai două mâini, da, hai vinul la noi, ia de aici, cardul. Iarăși, salariile cresc într-un mod dictat de piață, nu pe valoare și pe o creștere a calității de muncii, să zic așa. Dacă e o perioadă mai moartă, cum e acum, există un surplus de oameni pe piață. Ubisoft
Electronic Arts, Game Loft, Amazon în România, toate au și Ember, că cumva și ei se numără printre companiile mari. Cu toții au poziții deschise, dar nu la fel de multe ca în alți ani, iar pentru aceste poziții se bat mai mulți oameni. Dacă în trecut, nu știu, deschidea una dintre aceste companii o poziție de junior designer și se înscriau 15-20 de oameni, acum se înscriu 50-70. Și bătălia pentru lor respectiv este mai mare. Și e mai dificil, cu atât mai dificil fix pentru juniori, pentru că spre surprinderea mea, observ inclusiv job-ul de juniori în care vi se cere experiență, ceea ce cumva am depus radical. Dar am terminat paranteza și m-aș duce către Miri și te-aș întreba, Miri, cum a fost cu salariul? Ca să ajungem și la pâinea episodului de azi. Cum a fost cu salariul? Ai cerut tu sau ți s-a oferit? Pentru că e o discuție pe care o am inclusiv cu studenții de la Game Dev Academy în cursurile noastre de angajare, ca să zic așa. Ce să facem? Să cerem noi, să-i transmitem angajatorului așteptările noastre sau să așteptăm ca angajatorul să ne facă o ofertă? Cum a fost în cazul domeniului? Ca prim job e foarte greu să ceri o ofertă sau să negociezi oferta pe care o primești, pentru că dacă nu ai experiență în spate, trebuie măcar să ai cunoștințe extrem de mari cât să poți să spui, nu frate, eu vreau mai mult sau nu mă angajați. Da, da. Dar odată ce ai un pic de experiență, dacă ai un internship și de 6 luni, junior, dacă ai un internship înainte și ai experiență builduită, poți să negociezi mai departe la următorul job. Andrei, cum a fost pentru tine cu firma? Dacă ne poți povesti și cum a fost tranziția de la junior, de la internship la full-time employer. Bănuiesc că ai avut o chestie fixă pe partea de internship. S-a propus-o ei, ai spus tu. Oricum ești întrebat la interviu unde crezi că te situezi sau cât ai durea. Dar exact cum zicea și Miri, foarte dificil la început să știi exact. Numai așa dacă ai mai auzit cam cu ce se mănâncă piața și așa. Dar nu, în cazul meu din nou am avut noroc, oferit destul de bine. Și pe tranziția respectivă, prima dată am trecut de la part-time internship la full-time internship și apoi de la full-time internship la full-time job. Și le-ai zis, bă băieți, da, știi cum e, dacă trec, semnez, na, te semnezi și la bancă, adică... Să știi că am observat o chestie foarte interesantă la generațiile noastre, că nu știm cum să cerem. Mie cel puțin mi-a fi rușine, nu știu de ce. Good. Și ți-au oferit ei măcar creșteri? Mi-au oferit ei, da, destul substanțial, le-ai zice. Și da, chiar dacă în momentul de față tot IT-ul e cumva nașpa, pare să că încă e bine într-o oarecare măsură. Dar da, asta cu cerutul, nu știu, eu cel puțin mi-ar fi rușine și pe modul, bă, dă mai puțin, nu mă las, mă să lucrez aici. La cum da, e și bine și rău, dar vreau să răspundeți tot și după ce vă zic și eu. Ce discutăm să sperăm, noi? Să sperăm că nu se uită angajatorii tăi la emisiune. Iar dacă se uită, bună seara. Plătiți-l că merită. Aveți grijă cu salariile. Dar vă povestesc imediat. Cati, cum a fost pentru tine? Cum numai și ai zis, nu, atâta vreau, sau... Pentru internship-ul pe care l-am avut în liceu am acceptat absolut orice. În momentul ăla mă interesa pur și simplu să lucrez, nu mă interesau banii atât de mult. Iar acum la EA, iarăși, voiam să lucrez neapărat în industria, să zic ok, cât o fi, o fi, mă descurc eu mai încolo, să fac ce să fie, dar vreau neapărat să intru în momentul ăsta acum. Și dacă aveam oportunitatea, n-am vrut să o las din mână. De curiozitate, Cati, ești în București, când te-ai angajat, erai din București, adică aveai, că și asta e o discuție foarte interesantă și poate Teo ne poate oferi un pic de insight legat de când locuiești, când nu ești din București.
Dar până la Teo, cum a fost, ai acceptat direct sau când ai lucrat pe full-time, mă refer? Da, direct. N-am, s-a făcut o ofertă care s-a încadrat în, ca să zic așa. Cât de cât, da. E adevărat, cum s-a zis și mai devreme, să menții și facultate și job full-time este greu, mai ales că, cel puțin în proiectul în care sunt, eu sunt full remote și nu prea mi se permite să mă deplasez atât de mult, dar n-am vrut să plec de aici. Ok. Iar planul este ca în continuare să rămâi, acum când ne ascultă, sigur ne ascultă și de la ei și de la UBI. Planul să rămâi, nu? Bineînțeles. Da, cel puțin până reușesc să fug așa în domeniul în zona de producție. Pe care îl vreau. Da. În zona de artă aș dori să merg așa. Că cât reușesc să mă strecor pe acolo, până atunci sunt aici. Ok. Teo, cum a fost pentru tine când te-ai întors? Părinții tăi erau aici, bănuiesc? Da. Chiar în București sau în alt oraș? Da, erau mutați în București. Ah, erau deja mutați în București, deci da, nu a fost... Pentru că, de ce întreb? Din cele 5 interviuri care le-am avut săptămâna trecută, 3 din persoane mi-au spus că așteptările lor sunt la un anumit nivel pentru că își doreau să se mute în București. Și eram like, ok, dar e greu să te muți pe un internship într-un alt oraș, indiferent unde te duce. Și nu înțelegeam un pic cum, de ce. Eram curios dacă ați trecut și voi prin astfel de... în astfel de experiențe. N-ai avut presiune financiară, adică în cei 2 ani de căutări, ca să zic așa, în afară de poate dorintele tale personale de ce ești tu nevoie. Dar da. N-au fost de chirie sau de alte chestii. Right, da. N-au fost presiuni la momentul respectiv, dar anul ăsta m-am angajat și acum chiar m-am mutat în chirie. Deci au început să apară presiunile ușor, ușor cu... Iată, acum începe distracția. Deci, să știți că asta este unul din motivele, că, apropo că zicea Andrei că ea e greu să negociezi sau să zică, asta este unul din motivele când vrei, nu vrei, o să-i zice angajatorul la un moment dat, dacă îți dă și nu se mai încadrează în ce ai tu nevoie ca să trăiești. Eu zic, bă, îmi pare rău, dar dă mai mult sau plec. Că na, nu-i după mine, că mă bate la cap proprietarul. Să-i da, deja începe să nu mai conteze atât de mult ce skill-uri ai, ci literalmente trebuie să plătesc o chirie și atunci salariul ăla trebuie să-mi acopere măcar cât de cât costurile de supraviețuire, indiferent că am sau n-am skill-uri foarte multe. Adică există un nivel minim de salariu pe care trebuie să-l ating. Da. O secundă că trebuie să răspundă, mai desfacem și treburi casnice în direct, la mesaje. Ce planuri ai și tu, Teo, pentru că și tu te-ai băgat în proiectul Play for Democracy, pentru că îți dorești să intri în producție la un moment dat? În ce zonă? Producer e targetul. Dacă până mi-apare prima oportunitate de producer, mi-apare ceva de game designer, am a take that. Dar targetul e producer. Ok. Andrei, voiam să întreb și eu dacă ceea ce faceți acum este ceea ce vă doriți să faceți în industrie sau dacă e doar o rampă de lansare spre specializarea pe care vă doriți voi și care ar fi aceea? Andrei, poți să răspund și la întrebarea asta. Nu sunt în industrie de gaming acum, sunt automotive. Nu mă văd stând de aici, nu știu, peste ani și ani. Stai să dau kick angajatorilor, să nu... Nu, dar până la urmă sunt foarte onest pe treaba asta și tot timpul zic, man, da, e mișto, îmi place ce fac, încă simt că pot să cresc, totuși niște skill-uri conexe pe care le pot învăța aici și care se aplică peste tot. Lucru în echipă, nu știu, fel și fel de tool care se folosesc în mai multe domenii, nu neapărat la noi. Dar până la urmă de asta fac și masterul de game dev și până la urmă, cumva către pasiunea asta încerc să trag. Deși la noi, într-adevăr, game dev-ul e mai greu. Mai ales în Timișoara e un pic mai complicat. Dar dacă ar apărea o ofertă interesantă, te-ai mutat din Timișoara, Andrei? Deocamdată nu. Cel puțin în următorii 2-3 ani nu mă plecă nici.
Și de dragul discuției, pentru că Rafael ne-a lăsat un comentariu că într-o lume normală pentru un trai decent, 4.000-4.500 ar fi un salariu de început pentru ceva full-time. Cum e, Andrei, se încadrează în un salariu tău, ci tu consideri că un 4.000-4.500 este o sumă decentă pentru un salariu la început? Da, cum se discuta și mai devreme, depinde de foarte mulți factori, da. Da, eu zic că e ceva poate chiar mai bine decât ai putea spera. Multe ați zice opere, asta clar. Dar totuși ne raportăm la IT. Na, și încă în România sunt 3 milioane de oameni plătiți cu minim pe economie, dar tocmai de asta să facem facultăți sau chiar programe de master, pentru că ne dorim mai mult. Deci 4.000-4.500, Andrei a zis că da, Miri, 4.000-4.500, mai jos, mai sus, cât ai la tine? Da, pentru început e chiar ok, 4.000-4.500. Ok, bun. Teo, faci multul rapid. Ca să-ți acoperi și chiria și cheltuielile... Ia zi, acum cu chirie, a? Ia devine mai complicat în chirie. Stați, mă, băieți, chiar. Da. Crescut așteptările. Ca să-ți acopere, n-aș spune neapărat minimul, dar cât să trăiești o viață care să nu te zbați fiecare minut pentru încă un leu. 4.000 e un punct de plecare optim pentru mulți dintre noi, consider eu. Ok. Cati, cum e la tine? Ești fată? De obicei ai cheltuieli mai mari ca noi băieții? Cum da, chiar da. Și sunt de acord cu Teo că de la 4.000 în sus e... Okay. Ca să stai liniștit, să nu... Iată, deci, Doamne, ce mănânc astăzi? Să... Dați-i like la Rafael atunci că ne-a... S-a încadrat într-un trai decent, într-o lume normală. Dacă aveți alte comentarii legate de ce înseamnă o lume normală și trai decent, de asemenea în chat, sunt oricând puteți să lăsați comentariile, să le comentăm și noi cu voi aici. Cati, ești acum în zona asta bună de 4.000 plus sau ești în zona de trai decent? Nu nici pe de aproape, din păcate. Da, nu că ești tester. Care sunt așteptările tale? Tocmai ai spus tu un pic mai înainte cam care salariile la care se poate aștepta un tester. Da. Așa e, da. Mai uși eu, că na, am o vârstă. Plus că Cati a zis la un moment dat de ceva de artă și mi-a rămas încă mie cu arta. Dar arta este zona unde aspir, unde spuneam ca artist, junior artist în România, mă aștept să primești 4.000-5.000 liniștit, poate chiar mai mult, deși la cât de jos este industria acum, sincer, mă aștept ca toate companiile să tragă în joc. Și vreau să mai fac un comentariu legat de... Să cerem sau să așteptăm să ne ofere firma? Pentru că e o discuție pe care o avem și noi la Game Dev Academy în cadrul cursurilor, când discutăm despre procesul de angajare. Și aici sunt două aspecte pe care noi le recomandăm și vreau să folosesc ocazia asta să vi le recomand și vouă. Cel mai bine, voi știți ce bani aveți în voi. Voi știți cât vă costă chiria, voi știți ce cheltuieli lunare aveți, voi știți ce trebuie să plătiți și unde trebuie să plătiți. Motiv pentru care eu consider totdeauna că cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este să ceri tu cât ai nevoie în cadrul unei companii. Acum, într-adevăr, a devenit o practică uzuală, companiile întreabă care sunt așteptările tale. Însă multă lume se așteaptă când cineva întreabă de așteptări, de obicei răspunsul este dat din ce ai auzit de la alții, nu din ce ai tu nevoie. Știu eu pe unul care câștigă 10.000, o să cer 10.000, deci tu poate te mulțumești cu 5.000 sau 7.000. Dar asta este o practică, cum să spun, venită dintr-o zonă în care încerci să fii corect cu tine și te aștepți cumva să fie, și firma să fie corect cu tine. Însă, de ce nu trebuie să vă faceți foarte mari griji când vine vorba de a cere bani de la o companie mare? Și am pățit treaba asta de nenumărate ori când am lucrat în Ubisoft. Companiile mari de obicei funcționează pe sistem de grile, de salarii. Au range-uri minime, maxime, în funcție de senioritate, în funcție de mulți, mulți factori. Iar în momentul în care tu ceri un salariu
când ți-a cerut cineva niște așteptări și stai cu grijă că poate ai cerut prea puțin sau, sau poate prea mult, de obicei firma te încadrează în funcție de CV, venime și rezultatul interviului, te încadrează undeva pe grila respectivă. Iar dacă tu se întâmplă să ceri mai puțin, îți va oferi mai mult automat, pentru că trebuie să te încadreze în grilă. Că îți va oferi josul grile, oricum e mai mult decât ai cerut tu. Iar treaba asta cu grilele e de alt motiv pentru altă zi de ce se practică grilele. Așadar, ce încerc de fapt să vă transmit este să nu vă fie teamă să cereți cât aveți nevoie, cât vreți, chiar dacă poate vă trece prin cap gândul că s-ar putea să fie mai puțin decât posibil să vă ofere firma. Dacă meritați mai mult și firma o să vă încadreze pe o anumită grilă, o să vă ofere mai mult. Și cu ocazia asta mă duc spre următoarea întrebare. Vi s-a întâmplat să primiți mai mult? Miri, pentru jobul ăsta din august, te-ai trezit cu surprize plăcute? Da, adică oarecum, pentru că eu am primit o ofertă și am negociat spre mai mult. Nu am cerut eu direct. Am cerut indirect bazat pe oferta lor. Hmm. Ai știut ceva sau? Nu, dar cumva când ești deja angajat, trebuie să te folosești de lucrurile pe care următorul tău angajator nu le știe, cum ar fi dacă ți expiră sau nu contractul. Chestia asta, dacă o spui la un moment dat în interviu, o să te aștepți la o ofertă foarte mică. Mm-hmm. Salariul, iar salariul curent nu-l știe angajatorul, următorul angajator. Următor, da. Și de chestia asta. Sunt tot fel de tool-uri pe care poți să le folosești pentru negociat. Și să înțeleg că într-un final a fost un outcome fericit. Da. Ba. Andrei, ai avut pe parcursul perioadei în care, de când lucrezi la firma, cei că parcă ești din anul 2 cu internship-ul, ai început cu internship-ul în anul 2, bănuiesc că ai trecut prin diferite discuții salariale? Da. Fie când ai trecut la full-time, fie când ai trecut de la internship la contract de muncă. S-au încadrat locurile? Ai cerut? Cum a fost partea asta de discuții financiare? Ai avut așteptări? Le-ai comunicat? N-am cerut. Nici așteptări n-am avut neapărat. Cumva e sindromul ăsta al impostorului. Intervine la un moment dat și de asta nu știi, ții cumva, bă, să cer, să nu cer. Dar totuși am fost surprins de fiecare dată în ideea că, bă, da, uite, a venit o mărire de nicăieri sau chestii de genul ăsta. Adică nu chiar de nicăieri, e... Nici mult se aștepte la nicăieri, e acolo. E foarte interesant ce spui, Andrei, și uite, vreau să ne legăm de comentariul din chat, care spune 800-900 de euro un salariu peste minim în multe țări și nu prea un salariu de juniori, o poziție în care ești practic necalificat la primul job. Și cumva aș vrea să leg de ce spuneai tu cu sindromul impostorului. Și bănuiesc că avem și noi poate cunoștințe, prieteni care sunt pe salariu minim și noi în IT, că cumva IT-ul ăsta în România e un pic privilegiat, avem salarii poate de 1000 de euro la primul nostru job, care și eu de acord că e un salariu destul de mare pentru cineva aflat la într-o poziție de junior, și nu mă refer la testă, da? Ca să fie clar pentru Cate și Teo. Consideri, lăsând la o parte angajatorul care acum a plecat, că i-a dat kick și alte lucruri, consideri că merită un junior 900, 800, 900 de euro, 4.000 de lei, hai să ne rezonăm la 4.000. Să e un salariu prea mare? Să e un salariu prea mic? Da. Merită, eu zic că merită. Pentru că tu, practic, în momentul în care angajezi pe cineva, tu angajezi, ai un review asupra lui și tu angajezi și cumva o speranță că omul ăla o să-ți crească în filmul. Da, în principiu dacă îți crește și se întâmplă, poate și în cazul tău, intervin și alte mări salariale, adică creșterea nu e gratis, ca să zic așa, se justifică. Da, de acord, dar e un incentiv pentru angajat, până la urmă. Eu zic că să da, te leagă pe tine.
Da. Ok. Teo, cum e în cazul tău? Consider că... Dacă mâine primești poziția de game designer și 4.000 de lei, consider că meriți 4.000 de lei? Ca să fie un direct așa în întrebare. Da. Consider că merit 4.000 de lei pentru game design, pe poziție game designer, pentru experiența pe care am acumulat-o din facultate, din proiectul Play for Democracy și din tot restul de activități pe care le-am făcut în industrie. Dacă un junior fără experiență, cum zice și în comentariu, necalificat, e vorba de 4.000 acolo, aș spune că undeva la 3.000-3.500 consider în piața actuală, cam pe acolo cred că ar fi decent și ar merita un junior. Părerea mea. Ok, mersi Teo. Meri? Asta raportat la strict la sfera de IT și software development din care vin, mi se pare că ar fi ok chiar mai mult de 8-900, pentru că tu când ești în poziția de junior, cumva în IT juniorul nu-i cel mai low level, pentru că, cum ai zis tu mai devreme, nu te ia ca junior fără experiență. Pe internship ești cel mai low și juniorul deja ai o bază în spate și știi deja anumite chestii. Asta poate ar fi ok. Da, dar în principiu, la nivel de, nu știu, cum să o numesc, la nivel de senioritate într-o companie, nu există rolul de internship de designer sau internship software developer. În principiu, entry job-ul în industrie este junior ce-o fi, software developer. Care poate să însemne 0 ani experiență sau 1-2 ani, cred că cel mult. Da. Dar aveți și voi ceva experiență. Un om care are, să zicem, un an, 2 ani, da? Care e o perioadă de juniorat. La volumul de muncă pe care îl produce. Cumva cam asta era o întrebare mai completă, să zic așa. 4.000 de lei e un salariu justificabil care merită un junior cu un an de experiență, să zicem. Da, mie mi se pare că e fair. Ok, bine, bine. Cati? Eu acum, dacă mă raportez la mine și ce aș vrea eu, dacă ar fi să lucrez pe artă, aș accepta orice, pentru că este domeniul în care îmi doresc foarte mult să lucrez, așa că sunt un pic biased când vine vorba de chestia asta, dar... salariul ăla pentru o persoană care nu e un junior ar fi foarte bine să fie, da. Ok. Interesant. Acum, realistic vorbind, contextul dat de Mr. Preotelu era la nivel de țări, deci nu era vorba despre IT. Și contextul era, de asta zic, contextul din punctul ăsta de vedere, mie personal, mi se pare un salariu măricel, 900 de euro, 800 de euro, 4.000 de lei, pentru cineva aflat la început de drum, dar, debate-ul ăsta putem să-l avem ore întregi acum încolo, dacă este mult sau este puțin. Ce este important din punctul meu de vedere este să vi se pară vouă că... vă ajung banii și vă puteți descurca cu ei, pentru că voi este cel mai important lucru și să fie clar pentru toată lumea, relația de angajare, angajatorul este relație de ambele părți. Angajatorul plătește un salariu, dar nu plătește degeaba, voi munciți, depuneți un efort, produceți ceva pentru angajatorul ăla și de multe ori se poate întâmpla să produceți mai mult decât vă oferă, alte ori se poate întâmpla să produceți mai puțin, asta e treaba lor să-și... Da, vreau să completez un pic, cum ziceai și tu, într-adevăr e both ways, adică pe de o parte e normal ca tu, ca proaspăt angajat, să vrei să ai suficient de mulți bani încât să-ți acoperi costurile, să poți să trăiești cât de cât, trai decent. Pe de altă parte, studiile din facultate și zero experiență nu ajută foarte mult și atunci trebuie să compensezi cu ceva pentru a
putea cere legitim salariul ăla de 900 de euro sau 1000 sau în fine cât îl dorești. Asta înseamnă să ai, cum zicea Teo, cred, să ai un portofoliu deja, adică ai participat la niște game jam-uri, ai făcut niște programe de voluntariat, ai lucrat la niște aplicații cu niște prieteni, adică nu te duci doar pe baza cunoștințelor din facultate și entuziasmului tineresc, ci să ai ceva în plus, asta de partea celui care se angajează, iar din partea angajatorului, din punctul meu de vedere, deși poate să pară că este un salariu mare, mă gândesc că este de dorit ca proaspătul tău angajat să nu se gândească noaptea la ce job în plus să își ia ca să poată să trăiască, ci să se gândească cum să dedice cât mai mult timp pentru a crește în noua profesie pe care i-ai oferit-o, pentru a se dezvolta, pentru a căpăta experiență, pentru a studia eventual în timpul liber din afara serviciului și așa mai departe. Și atunci cred că e both ways, atât timp cât angajatul își dă un pic de interes extra ca să se facă mai atractiv pentru angajator și angajatorul ar trebui să-i asigure un confort psihic angajatului astfel încât să poată să exceleze la noul său job. Că tot a plecat Andrei, o să vă întreb eu o chestie. Cum reușiți să mai balansați, știi, în mod normal este work-life balance, în cazul vostru e work-life school balance, cum reușiți să balansați, mai aveți timp și pentru voi sau timpul vostru e mai mult pentru creșterea profesională și cam atât? Cati, o să încep cu tine. Pentru mine cel puțin este destul de greu, pentru că pe lângă, de exemplu, a fost și proiectul Play for Democracy acum, încă o chestie pe care trebuia să mai fac și în care voiam să dau cât de mult puteam, să nu fie o chestie doar așa, am intrat, am făcut și asta și gata. Și eu cel puțin care vreau să fac foarte multe lucruri deodată, este foarte greu să mențin toate astea. E adevărat că, de exemplu, în ultimul timp am neglijat puțin facultatea și cursurile pentru că am vrut să mă focusez pe carieră și pe ce aș vrea să fac mai departe, dar eu nu aș recomanda un job full-time și o facultate în același timp, mai ales dacă vrei să faci facultatea respectivă și vrei să dai interesul și acolo. Eu am cam ignorat chestia asta pentru că nu este domeniul în care vreau să ajung. Dar este foarte greu să le balansez, mai ales că vrei să ai și timp și pentru tine, vrei să faci chestii, dar vrei să te bucuri până la urmă la vârsta asta de o groază de alte chestii pe lângă. Dar aici cumva intervine și chestia, dar nu am bani să fac chestia asta, ce fac atunci? S-a terminat, gata cu bucurile, la muncă, nu mai... Exact, exact. Atunci îți pui chestia asta. Când rămâi fără timp, de unde îl iei? Adică lași un pic mai în spate studiile sau... Da, cel puțin în ultimele luni pot să zic că s-a cam întâmplat chestia asta și că vara asta o să fiu plină de restanții și o să încerc să trag un pic mai mult în partea asta. Dar da, nu știu dacă există sau dacă există cineva care chiar le echilibrează jos pălăria, dar nu cred că poate să fie un echilibru în toate părțile. Ok. Teo, la tine cum e? Sunt full on dezvoltare. Full on. Am munca, am voluntariat pe lângă, am tot felul de proiecte la care lucrez să le aduc pe picioare și din care să câștig experiență și din care să creez ceva fain. Am căutarea de joburi pe lângă, am luat cursuri, am văzut ce skill-uri îmi trebuie și la ce skill-uri ar trebui să lucrez ca să mă dezvolt pe mine, să ajung one day acolo exact unde îmi doresc, în poziția respectivă. Deci cam full on. Și te mai și distrezi sau distracția ta e propriu-zis toate activitățile astea care le faci? Mă mai și distrez pe lângă. În mare parte mi-au din activitățile pe care le fac, pentru că este industria de care sunt super pasionat și pe care vreau să o fac o lungă perioadă de timp. Mai am și timp. Și spun și timp pentru că e mai puțin timp decât average-ul persoanelor de vârsta noastră, probabil. Tocmai că am făcut și Play for Democracy, în care chiar am dat super mult timp și nu regret nicio secundă, dar renunț la timpul liber pentru anumite proiecte.
determinarea asta ta este din cauza că ai un țel foarte clar undeva unde vrei să ajungi și vrei să ajungi acolo cât mai repede? În mare parte probabil că da. În mare parte da. Motivez și pe faptul că am mers punct ochit, punct lovit cu facultatea, cu jobul, cu targetul meu de target job. Și da, cred că e cel mai ușor de zis așa. Știu unde vreau să ajung și știu ce am nevoie să fac acolo, să ajung acolo. Și acum we just wait și lucrăm în timpul ăsta. Super. Îmi place determinarea ta. Andrei, la tine cum e? Pe de parte, exact cum ziceam mai devreme, ajuns să neglijezi o parte care să te focuse pe cealaltă și cumva faci un ping-pong între cele două. Dar și care parte cu... simți că suferă cel mai mult? În egală măsură, pentru că, nu știu, poate în primele săptămâni din semestru, poate nu îmi bat capul atât de tare cu facultatea cât îmi bat cu jobul, dar după aceea se apropie sesiunea, ok, las un pic mai moale în partea cealaltă ca să pot să învăț, ca să pot să fac proiecte, mâine am examen, până mâine am un due date, deci e ok. Dar și cei de la muncă te înțeleg? Da, da, există flexibilitatea asta pentru că, până la urmă, îți conștienți de faptul că angajat studenți. Mm. Adică ar fi cumva absurd ca firma să te angajeze ca student și după aceea tot ei să zică, bun, dar știi? Absurd n-aș zice, am auzit cazuri. Mi se pare absurd, dar din nou, da. Poate sunt un pic bias pentru faptul că ăsta e primul job de care am dat și nu știu, la noi nu neapărat zic că e lapte cu miere, dar e destul de bine. Echipa noastră are format această cultură de man, priorities. Da. Ok. Voiai să completezi ceva? Vrei să spui ceva? Scuze, da, legându-mă cumva și de discuțiile până acum cu banii, cred că un argument pro pentru ideea de a avea un job în timpul studenției e tocmai că odată poți să-ți construiești experiența și odată că poți să câștigi totuși o sumă de bani când poate nu ai neapărat grijă lor. Da? Poate dacă stai la cămin sau încă ești ai suportul ăsta poate din spate, din familie sau așa, eu cred că poți să strângi niște bănuți. Da. E. Yeah. Corect. La tine, Miri, cum e cu work-life balance? Și mie mi se pare foarte greu să balancezi și facultatea și lucrul în aceeași perioadă. Și cumva vara are cumva un gust mai dulce când știi că ai doar lucru de făcut noi și facultate. Și cum zicea și Andrei, e ajuns să pierzi ori dintr-o parte, ori din cealaltă. Bine, în principiu se cam pierde mai mult din partea facultății, pentru că uneori ți-e greu să pierzi din partea jobului fără să ai probleme mai mari. Facultatea te cam lasă așa să mai dai încă o prezentare și încă o prezentare și te descurci până la urmă. Da, overall e destul de dificil și nici eu n-aș recomanda să ai un job full-time sau nici măcar la 6 ore în perioada facultății. 4 ore e sweet spot. Ok. Super. Andrei, cel mare. Contemplam un pic la ce spunea Miri legat de un job part-time. Și mă gândeam asemenea ce spunea Cathy vis-a-vis de faptul că ai anumite lucruri care trebuie să le acoperi financiar. Și stăteam și mă gândeam câtă experiență și maturitate poți să aștepți la cineva la 18, 19, 20, 21 de ani. Pentru că decizii destul de grele și complexe, cu multe reverberații. Și mai mult decât atât, la vârsta asta e mult mai mare tentația de a avea mai mulți bani, poți să faci mai multe chestii decât de a gândi pe termen lung, și anume las cu să am timp să le fac pe alea, dar te duci tot în zona pe care tot Cathy o menționează, dar acum vreau, că acum e perioada în care sunt tânăr, acum vine Tiesto la Antol și trebuie să fiu acolo, că poate la anul nu mai vine și să văd ce se întâmplă la Neversi și ce se mai întâmplă Beach Please, acum am văzut că se numește. Nu știu dacă e
tot al lor sau nu. Și le înțeleg și pe astea. Și de-aia zic că e grea. Sunt grele astfel de decizii și nu există un răspuns cu siguranță universal valabil. Fiecare trebuie să-și judece fiecare situație personală, în mod personal, și să iau decizie. Dar aș vrea totuși să încerc să fac o remarcă într-un anumit mod care să dea un pic mai mult de gândit celor care se grăbesc. În primul rând o să munciți toată viața, o să vă iasă pe ochi cât o să munciți. Credeți-mă că știu că sună teoria chibritului, povestea părinților, dar asta e adevărul. Doi, de ce? Pentru că mulți studenți, inclusiv cei care vin la Gimnea Academy, toată lumea se grăbește să fie o mare. E un lucru care nu-l recomand. O să fiți oameni mari toată viața. Doi, tehnologia avansează, medicina avansează, speranța de viață. Chiar citeam un raport pentru oamenii care s-au născut peste anul 2000, se estimează că unul din doi oameni va depăși 100 de ani. 100 de ani, unul din doi oameni, da? Datorită avansului tehnologic și așa mai departe. Că o fi cu pastile, cu injecții, cu whatever, e clar, cu marionete, cum ar fi, o să vedem 100 de ani lejer. 4 ani de liceu, 4 ani de facultate, înseamnă vreo 8 ani de zile, terminați undeva pe la 20 ceva de ani. Practic, ce faceți în acei 4-8 ani de zile, dacă vreți să urmați facultatea, vă asigurați prin timpul pe care l-au acordat educației și prin efortul pe care îl depuneți în acei ani, pentru că degeaba treceți prin toate materiile dacă doar ați făcut act de prezență, vă asigurați un trai, un viitor, pentru următorii cel puțin 60 de ani, hai să nu zic 80 de ani, cel puțin 60 de ani. Da? Deci dați, nu știu, 4 ani, pentru că în România numărul de cei care, studenților, elevilor de liceu care se duc și la facultate este destul de mic, undeva parcă pe la 20%, 30%, nu mai țin de exact. Dai 4 ani de liceu pentru încă 60 de ani de un trai decent. Cât înseamnă asta? Poate așa ceva cu matematică. Dai cât? 8% din cât mai ai tu de trăit ca să-ți fie bine 90% și ceva, 92% din timpul rămas pe planeta asta. Din punctul meu de vedere merită, pentru că, exact cum spunea cineva în comentariu, viața la 20 de ani să câștigi 5.000 de lei e drăguță. Și la 25 de ani să câștigi 100.000 de lei, 10.000 de lei e și mai drăguță. Și la 35 de ani să ajungi și mai sus că ai muncit și că în facultate, în liceu, ți-ai bătut capul. Deja salariul mediu în IT în România în 2024 este 12.000 de lei. Mediu. Da, deci vorbim de bani frumoși. Trăiești bine în România cu 12.000 de lei. Să fii serioși. Cam asta este și vă să vă gândiți, să vă las cu această paranteză și să vă gândiți voi singur, să vă dați răspunsul dacă merită să dați 8% din viața voastră ca să vă fie mai bine 92% din cât mai aveți de trăit. Cate, am văzut că vrei să zici ceva? Da, aș vrea să zic că aici totuși este vorba de niște cazuri optimiste, ca să zic așa, de a face facultate și după aia urma un job stabil care poate și îți place. Dar cel puțin și din experiența mea și din ce am văzut și am auzit eu în jurul meu, sunt mai multe cazuri nefericite. Eu personal a trebuit să... N-am avut alegere când a venit vorba de facultate și din anumite circunstanțe a trebuit să îmi iau și un job. Deci cumva am făcut un salt ciudat și mare și este foarte greu și chestia asta. Adică sunt anumite probleme și circunstanțe care nu te ajută atât de mult să fac o facultate care îmi place și un job care îmi place. Eu, de exemplu, în momentul ăsta sunt și cu o facultate care nu prea îmi place și un job care nu prea are neapărat mare treabă cu ceea ce vreau eu să fac. Și e doar un pas pentru a ajunge în punctul în care îmi doresc. Da. Și este greu și chestia asta. Și eu, personal, și am auzit mai multe cazuri, din păcate, de genul ăsta. Mai nefericite, ca să spun așa. Garanții n-ai de nicăieri.
Asta e un lucru cert. Ușor nu este, de asemenea. Viața nu e ușoară în general, dar să nu ducem emisiunea în niște truisme și citate din oamenii mai cunoscuți. Ce consider că merită și ce simt că fiecare dintre noi poate să facă este să lupte, să dea din coate, cum poate, bineînțeles, în funcție de împrejurările și contextul fiecăruia, să-i fie mai bine. Iar treaba asta poate să însemne, ok, anul ăsta fac skip la Untold și mă duc la un curs. Anul ăsta, guys, nu o să mai ies cu voi în fiecare weekend la party în centru, pentru că vreau să stau să învăț eu, că trebuie să am timp să învăț pentru mine, am tutoriale pe YouTube, am diferite chestii pe care vreau să-l urmez, vreau să-mi dezvolt eu portofoliul meu personal ca să pot să am pretenții mai mari de angajare și alte concesii pe care le poate face fiecare, pentru că, într-adevăr, ține de noi. Partea bună, Cati, e faptul că ține de noi să luptăm pentru noi. Asta faci și tu, ce faci este să lupți și Andrei și Miri. Și Teo, toți asta face și alții și cei care ne urmăresc, sunt mulți studenți inclusiv la Gindive Academy care ne urmăresc și le mulțumesc pe această cale și vreau să vă mulțumesc vouă că ați fost alături de noi, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii și cred că dacă nu mai avem alte întrebări pentru invitații, cumva putem să ne îndreptăm spre premiu.